Merge. Da. Să încercăm să facem operații cu fracții. Operații cu fracții. Te rog, Daria, să mă ajuți un pic, în sensul că să-mi las libertatea să îmi trog și pe an temă. Și când trecem la operații, da? Adică să fac operațiile cele care sunt adunare, scădere, mulțire și împărțire. Da? E parcă n-ai ști nimic, Daria, și fă efortul să participi. Imaginează-ți că tu nu știi nimic. Un pic, nu durează cât 10 minute, da? Nu știi nimic. Daria. Daria, afară. Încearcă să nu mai faci comentariile în plus, că corect. Nu dă bine. Doar ești atentă și nu vrei și tu, da? Uite, dacă am de adunat 1 pe 2 plus 1 pe 2, adică o jumătate de măr și cu o jumătate de măr. 2 pe 2. 2 pe 2, sigur că, dacă ar face 1. Da. Deci este egal cu 2 pe 2. Tu știai din practică, jumătate de măr cu jumătate de măr, faci un măr. Nu, până m-ați învățat că acelea care ați picat când am copii, povestit chestia aceea, da. Acest 2 este egal cu, de la numărător, 1 plus 1. Da, 1 plus 1. Da. Și pe numitorul 2 l-am scris. 1 plus 1 și numitorul 2 l-am scris. Deci 1 pe 2 plus 1 pe 2 înseamnă că scriu numitorul comun, este esențial asta, și până adunăm cu numărătorii. Da. Așa se adună două fracții. Deci se scrie numitorul comun. Da, și se adună numărătorul. Notăm, observații. Observații. Pentru a aduna, în paranteză, a scădea două fracții, trebuie să avem același numitor. Deci pentru a aduna, în paranteză, a scădea două fracții, trebuie să avem același numitor. Cum a fost aici? 1 pe 2 plus 1 pe 2. Cât face? 1 pe 4 plus 1 pe 2. Nu mai e același numitor, da? Dar pe asta o ducem. Amplificând-o cu 2, o aducem, că știm noi să o ducem într-una echivalentă. Deci luăm deoparte. 1 pe 2 este egal cu... Noi știm bine, dacă amplificăm cu 2, face 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4. Iată, ăsta e motivul pentru care am vorbit de fracții echivalente. Deci fracția asta, 1 pe 2, o aduce în echivalența sa după nevoi. Deci este egal cu 1 pe 4 plus 2 pe 4. Da? 1 pe 4 plus 2 pe 4. Care face 3 pe 4. Și face 3 pe 4, foarte tare. 3 pe 4. Deci obiectivul nostru să avem același numitor, da? Da. Cât face, te rog? 3, nu, 1 pe 5 plus 2 pe 15. Egal cu 1 pe 5. Dacă luăm pe 2 pe 15, de o parte, îl amplificăm cu 2. Dacă îl amplifici pe 2, face 4 pe... A. Nu pe asta trebuie să o iei, pe cine să o iei? Ca să o aduni, să aduni, să fie 15 peste tot. Da. Pe cine o luăm? Pe asta? 1 pe 5. 1 pe 5. Deci 1 pe 5. Amplificăm cu 2. Nu cu 2, cu cât? Cu 3 ca să fie. A, 3. Cu 3 ca să, da, corect, da? Deci egal cu 3 ori 1, 3, 3 supra 5. 3 ori 5, 15, plus 2 pe 15, ce face egal mai departe 5 cu 5 pe 15. Ce părere ai cu 5 pe 15? Ce o să facem? 5 pe 15. Ce putem face? Este asta ireductibilă? Fracția asta. 5 pe 15. Este ireductibilă? Se mai poate simplifica? Da. Prin cât? Prin 5. Prin 5. Nu? Prin 0 ai zis? Da. Prin 0 niciodată. Da, asta. Da? Atenție multă. Prin 5. Da? Prin 5. Daria, te rog să-mi faci următoarea fracție. Să-mi faci operația asta. 3 supra 215 plus 5 supra
40 egal. Deci, operația asta. Prin 5 simplificăm aici și este egal cu 5 împărțit la 5 face 1, 5 împărțit la 15 face 3. Și egal cu 1 pe 3. Da? Deci, alte fracții. 3 supra 7 plus 2 plus 2 supra 14. Egal cu 3 pe 7 plus 2 supra 14. Eu l-am pe 3 supra 7. Așa, da. Cât oricât ne-a dus 5. E problema ta. Ce să descompui, vezi divizorii, faci șmecheria aceea care am mai discutat-o noi. Ca să afli cel mai mic număr, cât să le poți aduna ca să vezi cel mai mic număr. Da, trebuie să fac ori. Păi, acolo scrie, am înțeles 7. 215 la ce s-ar împărți? La 5. La 5. Păi ce împărțit la 5 îți dă, iar mai vezi la cel ăsta mai împărți. Ca să scrii pe 215 egal cât ori, cât ori, cât, nu? Păi asta faci. Încearcă să vezi. Ce facem? Le amplificăm, dar... Nu, bă, da, cu 4... Păi cu cât ca să ajungi la 14? Păi da, la 7, a, cu 2. Cu 2? Deci amplificăm aici cu 2 și este egal cu 2 ori 3 6 pe 14. Asta este echivalent acestea, da? Plus în continuare 2 pe 14 și egal cu 8 pe 14. Cu? 8 pe 14. 8 pe 14. Este ireductibilă sau reductibilă asta? Reductibilă. Prin cât se simplifică? 2. Prin 2. Și cât ar face după simplificarea cu 2? 4 pe 7. 4 pe 7. Foarte tare. Ai mai fi putut face într-un alt mod? Da. Luam din nou 3 pe 7. Ia scrie din nou. 3 pe 7 plus 2 pe 14. 2 pe 14 este reductibilă sau ireductibilă? Ireductibilă. Reductibilă trebuia să o simplificăm prin 2, în 3. Și ar fi fost egal mai departe cu 3 pe 7, că n-ai ce-i face. 3 pe 7 o scrii, plus 1 pe 7, da? Și egal mai departe, 3 pe 7 plus 1 pe 7. 4 pe 7. 4 pe 7. Foarte tare, mult mai ușor. Deci, ori aduci pe asta la și simplifici mai târziu, pe timp, ori te uiți la fiecare fracție și o faci ireductibilă. Și pe urmă, cauți treaba asta de făcut. Hai să vedem acolo. Deci, dar i-am dat. 3 pe 15, da? 3 pe 15, pe 215, 3 pe 215, plus 5 pe 40. Treabă ciudată. Nu dau seama deci, care e mai mișicat. Da. Deci Daria este foarte încurcată acum. Dar din experiența care o avem, nu ne pierdem. Eu știu că am simplificat-o pe prima prin 5. Prin prima? Pe prima, nu, pe a doua am scăzut. Așa. Asta este reductibilă. Da. Prin 5 poate fi simplificată și egal cu 3 pe 215 plus 1 pe 8. Că 5 împărțit la 5 face 1, 5 împărțit la 40 face 8. Eee! Acum e povestea. Trebuie să vedem cum găsim acel număr comun ca ambele fracții să aibă același numitor. Și tare spuneam, ce să facem acum? Să luăm pe 215 deoparte. Așa. Și 215 de area. Împărțim la 5 și ar merge 5 în 2, nu? 5 în 21 de 4 ori. 4 ori. 4. 43. Da. 43 ori 5 de area. 43 ori 5. Deci 215 este 43 ori 5. Dacă mulțim pe 43 cu 5, ne dă 215. Este egal cu 2 la 3. 8 face 2 la 3. Foarte bine ai spus. 2 la 3, adică 2 ori 2 ori 2, de 3 ori 2 la 3. Și acum observăm
că nu există ceva comun. Nu? 43 ori 5 și 2 la 3, n-au nimic. Și atunci, numărul acela care îl căutăm, pe care îl căutăm noi, comun, la care să se împartă și la 215 și la 8. 43 ori 5 ori 8. Așa, e 43 ori 5 ori 8. Adică numărul acela este 215 ori 8. Este așa scris. Cel mai mic, cel mai mic număr care se împarte și la 8 și la 215 se numește cel mai mic multiplu comun. Se spune cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun este 215 ori 8, care face cât ai spus, Daria? 1720. 1720. What? Da? Adică 1720 împărțit la 215 pe 2? Sigur că da. Deci pe asta o să o amplificăm cu 8. Pe asta cu... Și pe 2 cu 205. Deci pe asta cu 8. Mm. Și pe aia cealaltă cu 215. Și va fi egal cu... înseamnă că va fi egal cu 8 tot 3 care de 24 sub 1720. Corect, 1720. Că e și, factorul. Și numărătorul și numitorul cu 8. Plus, plus 215. Exact. Pe 1720. Perfect. Este egal cu 239 pe 1720. 239 supra 1720. 1720. Iată cât e de tare exercițiu, cât de frumos este. Și acum aș vrea să vă întreb, este fracția asta la care am ajuns reductibilă sau ireductibilă? Deci întrebarea este dacă fracția aceasta, 239 supra 1720, este ireductibilă, ca să o las așa. Dar dacă mai, are, dacă mai este simplificabilă, prin cât? Stați puțin. Păi prin 2 nu, prin 3 nu și prin 4 nu. Dar prin te uiți că ai o baftă extraordinară. Numărul ăsta, 1720, este 43 prin... ori 5 și ori 8. Prin, apa e prin 8. Exclus prin 8, că nu vrea de lui nici prin 2 asta. Da. Nici 5. Nici prin 5 nu vrea. 43. Singura treabă ai pe 43. 43. Hai să încercăm, da. Să încercăm dacă 239 se împarte la 43. Deci 239 dacă se împarte la 43. Și 43 în 23 nu merge. Ca 4 în 23 de 5 ori. 5 ori 3, 15, 5 ori 4, 20, 21, e clar că nu merge de rest. Și acum nu m-am ce spune decât că este ireductibilă. Deci fracția asta este ireductibilă. Ireductibilă. Și rămâne așa. Nu mai poate fi simplificată, nu mai poate fi dus într-o fracție echivalentă. Ce frumoasă a fost! Deci am dat la întâmplare lucrurile aici. La întâmplare, Daria? La întâmplare? Întâmplare, sigur că da. Și Daria a observat repede că 15x40 nu-i place. A zis asta, e ireductibilă. Și a văzut că e 1 pe 8. Și acum a muncea să vadă care este numărul acela. Adică îl căuta pe 1720. Încât să se partă și la 215 și la 8. Și ca să facă treaba asta, a descompus. Ai văzut cum acolo? Și și-a dat seama. N-am ce face. E și 43 ori 5 și ori 8. Ori 8, a trebuit să vadă de acolo și acolo. Daria, te mai ocup de următorul. Eu? Da, nu? Să spunem. 5 supra 90 plus 3 supra 14. Egal cu. Noi mai facem antrenament, o lăsăm pe ea un pic și până ne dă, spune ea cum a făcut și ne întoarcem și urmărim. Te rog să încerci să faci așa. 7 supra 21 plus 5 supra 20. Egal cu. 5 supra 20 îl amplificăm cu
Nu simplific, vrei să simplific, simplific. Deci asta este reductibilă. Da. Dar asta de aici, ce părere, mai este reductibilă? 7 pe 21. Cu 3. De ce spui 3? Dar prin 3 vrea ăla de sus. Printr-un număr care se vrea și cel de sus și cel de jos. Și cel de sus nu merge... Prin 7 vrea. 7 împărțit la 7 face. Dar 21 vrea. Prin 7? Vrea. Deci simplificăm asta prin 7 și asta prin 5. Și atunci va fi egal cu 7 împărțit la 7, 1. Și 21 împărțit la 7, 3. 1 pe 3 plus... Asta prin cât ar vrea? 1 pe 4. 1 pe 4 face, da? 1 pe 4. Caută tu numărul care se împarte și la 3 și la 4. Cel mai mic care se împarte și la 3 și la 4. Ireductibil. Nu, numărul care se împarte și la 3 și la 4, ca să vedem cu cât amplificăm pe fiecare. Numitorul comun ăla la care visăm. Și la 3? Nu se împarte decât. Deci cauți un număr, cel mai mic, care se împarte și la 3 și la 4. Și la 1. Păi bunul se împarte și la 3 și la 4? Păi, nu. Deci cel mai mic număr... Deci nu e bun niciunul pentru 12! 12 se împarte și la... Să se împartă. Să se împartă, da? Să se împartă și la 3 și la 4. Da? 12. Și atunci, cu cât o amplific pe asta ca să facă jos 12? Cât? Da. Rezolvat-o? Da. Imediat ajung tare, ai la tine. Cu 4 aici, asta cu 3. Și face egal cu 3, 4, 1, 4, supra 4, 3, 12. Așa, plus 3 ori 1, 3, supra 12. Și acum, având același numitor, visul nostru ăsta este 7 pe 12. 7 pe 12. Este reductibilă sau ireductibilă? Ireductibilă. Nu are niciun divizor acolo, nu putem putea. Să ne întoarcem la cea care am dat-o lui Daria. 5 pe 90 plus 3 supra 14. Egal cu 5 pe 90. Plus 3 supra 14. Ce părere ai? 5 pe 90 este reductibilă sau ireductibilă? Se mai poate simplifica prin ceva? 5 pe 90. Prin 5. Da, de ce motiv? Din ce? Că e la sfârșit 0. 0 și asta e 5, da? Deci vine 1 supra. 5 în 9 odată. 5 în 40 de 8 ori. Și face 1 pe 18 plus 3 pe 14. Dar ea, te rog să spui acum că aici noi suntem în dificultate. Care să fie numărul ăsta? Care să se împarte exact. Am luat pe 18 deoparte, nu? Că așa ai zis. 18, 2 ori 9, nu? 18 face 2 ori 9, care înseamnă 2 ori 3 la a doua. 2 ori 3 la a doua. Iar 14 este egal cu 2 ori 7. 14 este egal cu 2 ori 7. Rămâne 2 ori 7, da? Am făcut 2 ori 7. Cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Este dintre cei doi, de doi, îl luăm pe cel cu puterea cea mai mare. Dă-i doi la întâia și doi la întâia, oricare din ei, doi. Căutăm acum de-al de trei. Nu mai găsim, dar îi luăm și pe cei necomuni. Îmi trebuie și trei la a doua, deci ori trei la a doua, ori șapte. Adică doi ori trei la a doua, ori șapte, face 9 ori 2, 18, deci egal cu 18, ori 7. Și bine, 7 ori 8, 56, 6 și 5, 7 ori 1, 7 și cu 5, cât face? 12. 126. Deci numărul pe care l-am visat, l-am descoperit, este 126. Și ca să-mi dau seama cu cât amplific aici, pe 126 îmi împart la 18. Da. Și 126 împărțit la 18. Cine spune? 126 împărțit la 18. 14. 14, da? Ia faceți voi împărțirea. 120. Da? 126. Mai fă o dată. E mai fă o dată. Stați.
126. Dar eu așa am făcut. Nu, păi, fă, da? Să-ți explic imediat. Exact. Deci fă împărțirea 126. N-am simțit de la am înțeles. Da? Dar ai greșit acolo. Hai, hai să mă urmăm. Lucrează corect atunci. 126 împărțit la 18. N-ai făcut simplificare aici. Nu. Te-ai dus cu numere mari și ai greșit. Că degeaba am făcut, nu crezi că am muncit acolo la ireductibil tot timpul. Băi. Am avut tu ceva în minte. Că nu-mi plac fracțiile mari. Să o întreb pe surioara ta, cum de-a greșit într-un eghișițiu, pentru că a lucrat cu fracțiile și astea reductibile. Este important să fie ireductibile tot timpul. De aceea mai întâi 15 pe 90 trebuia să-ți simplifici. Da? Adică să ajungi la cine? Ce lucrezi acum? La 1 pe 18. Găsești cel mai mic, hai acum lucrezi. Hai mai repede. Hai, rea din nou. Uite, ce am făcut noi? 15 pe 90 plus 3 pe 14, scrie te rog. Din nou. 5 pe 90 plus 3 pe 14. Și mi-a scris. Nu, nu, tu calculează ce ți-ai dat domnul profesor, că ea a rămas în urmă. 5 pe 90 plus 3 pe 14. E calcul. Dar prin loc de 5 pe 90 simplificăm prin 5 și face 1 pe 18. 1 pe 18 plus 3 pe 14. Și era mai departe cu... De o parte îl descompui pe 18 ca fiind 2 exact. 9. Exact, cum am făcut acolo, da? Acum, da? Și când lucrează domnul profesor, odată cu dumneavoastră. Hai. 18 egal cu 2 ori 9 și egal cu 2 ori 3 la a doua. Așa. Ai făcut împărțirea? Da. Câți odată? 7. Da. Era și scris pe tablă, iubita, ia uite-te. Dați-vă, domn profesor. Da. Ia uite. 18 ori 7 egal cu 126. Da. Deci, 126 dacă pari la 18, îți dai 7. Da. Deci, aici cu 7 și aici, o să vedem, 126 poți la 14. Ai făcut acolo, nu, deci? Și acolo cu 9, corect. Da? Și aici cu 9. 126 împărțit la 14 cu 9. Și egal cu. Să mulțim acum și sus și jos cu 7. Prin 7 ori 1, 7. Supra 7 ori 18 face 126. 126 plus fracția următoare. 3 ori 9, 27. Supra 9 ori 14. 9 ori 4, 36, 6 și 3. Ori 9, dar ce mai mulțesc? Păi, dar să zic 126, nu mă lăsați să mulțesc așa. Și cam mai departe, având acum același numitor, ce fericiți suntem, 26 și 27, 7 face 34. Este fracția, o las eu așa? Nu. De ce nu? Pentru că se simplifică. Se poate simplifica, prin cât? Repede, prin? Prin 2. Bravo. Prin 2 obligatoriu, 4 și 6, deci merge prin 2 și este egal cu 2 în 3 odată, 2 în 14 de 7 ori, da? 2 în 12 de 6 ori, 2 în 6 de 3 ori. Și mai, prin cât o mai putem simplifica? Prin 2? Nici vorba. Prin? Pe 17. Cel mult prin 17. Cel mult. Dacă și ăsta vrea, ăsta de sus vrea. De ce? 17 e număr prim. Corect. Da? Și 63 începem. Cam de câte ori să meargă? De 5 ori cam mult. Nu, de 4 ori 7, 28, 4 ori 4 și 2, 6. De 3 ori, 3 ori 7, 28, nu merge. Deci e ireductibilă, punct. Și a rămas așa. Deci, ce ți-am dat eu aici, Daria, ca să faci tu, are răspunsul ăsta, 17 pe 63. Fetelor, nici nu vă dați seama câtă matematică facem acum la operația asta, pentru că vorbim de divizibilitate, criterii de divizibilitate, vorbim de cel mai mic număr pe care îl căutăm încât să se împartă și la unul și la celălalt, să fie adus la același numitor, că numai așa se adună două fracții, apoi fracții ireductibile, numere prime. Deci ora asta m-a adunat atâta matematică încât e ca și cum ai făcut pe parcurs următoarea de an. Dar știți voi ce înseamnă numere prime? Sigur că știu.
Da? Ce înseamnă mare primire? Care nu se mai împarte. Nu, am și alt divizor. Adică pe unul și pe el însuși. Da. Este am divizor impropriu. Adică 17 pe cine are, că nu înțeleg. 17 pe 11 și pe 17. A, dar asta înseamnă prime, domnule. Da, am înțeles. Numele prime sunt acelea ca nouă divizori. M-am dat aici 19, 23. Da? Deci asta e important. Hai să vedem alte două fracții. Două, trei fracții, că nu numai două. Eu am tot dat cu două, dar data asta vă dau trei. Și da, nu numai cu adunare, am și dau și scădere. Că ai povestea. Nu e nicio problemă în chestiunea asta. Hai să zicem. Nu trebuie să schimbați camera. Nu? Nu. Nu, 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 că este timp. Până din mine echipa. Da, 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 da. În cape. Acolo. Să zicem, așa. Trei pe 393 plus 4 supra 12 minus 1 supra 6 egal cu 1 mai păcălit. Să vedem. Eu încă să trag mă dezi. Prima o simplificăm prin 13, a doua prin 4. Asta-i. Dar vede repede că asta este simplificabilă și asta e simplificabilă. Împartă cealaltă, domnule. Prin 3. Prin 3 aici, da? Da, 3. Da. Știi, face prin 4. Și devine 1 supra 1 supra 131 plus 131 plus 6. Plus 1 pe 3 și minus 1 pe 6. Așa. Bun, până aici foarte bun. Mai departe. Și acum visăm la acel număr care se împarte exact și la 3, și la 131, și la 6. Și la 6. Am găsit unul, dar s-a dus de lucru la 131. Deci, la 131 trebuie să umblăm să-l cercetăm. Exact. Da. Deci trebuie să umblăm la 131 și zicem 131. Hai să vedem. La 2 nu, la 3 nu, că 2 și cu 3 fac 5 nu se parte. La 5 nu. La 7. 7 în 13. Merge odată. Rămâne cât? 61 nu merge. La 7 nu merge, la 3 și la 6. Dar la 11? La 11 păi, nu merge, la 3. Eu caut descompunerea a lui. Da? Tu ai dreptate. Iată o idee frumoasă. Cum zice? Ea zice așa. 131, ea se interesează dacă l-ar avea pe 3 și nu l-are, dacă l-ar avea pe 6 și nu l-are, și atunci, zicem, numărul acela pe care îl căutăm, cum 3 se află încorporat în 6, vrea să spună că nu mai pierde timpul cu descompunerea asta, că numărul pe care îl vrea ea este 131 ori 6. Corect. Dar poate vrea să zică și ori 3, domn profesor. De ce nu să zică? Zici și doar 3. Dacă punem ori 3, dăm din nou numărul. 393. Nu. Păi este mai mult decât 3, da, 103. Numai că dacă puneam 3, adică practic aduceam din nou la același număr. Că puneam. Nu. Adică ai nevoie de 3. Ai nevoie să se împarte și la 3. Dar dacă l-ai de 6 și 6 încorporează pe 3 de așa. 6 e 2 ori 3. Deci pe 3 deja l-are. Deci pe 3 este deja încorporat. Și numărul care ne asigură tot ce, de tot ce avem noi nevoie este 131 ori 6. Pe prima oară vedem cu 131 ori 6, să mulțim. Ori 6. Ori 6. 786. Face 786. Da? Egal cu 786. Deci toate fracțiile vor avea la numitor 786, în mod sigur, plus 786 și minus 786. Da? Toate fracțiile au la numitor pe 786. 786. Pe prima amplificăm cu... Cu 6. Cu 6. Că vezi, 131 ori 6 fac asta.
Dacă îmi par păsă la 131, deci cu 6 trebuie să spun că am venit aici. Pe a doua să văd. Deci cu 6 ori 1, fapt. Pe a doua. Cu cât aici? Nu. Pe ultima vreme? Pe ultima vreme. Pe asta? Pe a doua. Cu cât? Pe asta de aici? Invers. Pe asta de aici? Deci, n-ați înțeles. Dumneavoastră a spus... Cu cât amplificăm? Ah. La amplificăm, îmi punem aici. Da, da, am înțeles mie. La simplificare, dar nu spunea problema. Simplificăm și mă amplificăm. Aici cu cât? Cine îmi spune deodată? 262. Așa este. Pentru că dacă împărțim pe 786 la 3, face așa, dar ea vede că încorporat în 6 se află 2 ori 3. Și apoi... Și pe 3 el are. Și ia un 2. 2 ori 131 face 262. Deci ar trebui să fi împărțit pe ăsta la 3 și face 260 și cât ai zis? 262. Sau ca șmecherii de calcul. 756 împărțit la 6 care 231 normal. Egal cu? 131. 131. Facem 131 ori 6 deja. 131 ori 6 fac atâta. Dacă îl împar la 6, îți dă celălalt. 131. Și atunci este egal cu? 6 ori 1, 6. 6 pe 786. Plus 261 ori 1. 261. Și minus 131. 262, da. Și minus 131. Și iată cât face calculul acesta. Cât face calculul acesta? Păi face 786. 137 pe 786. 137 pe 186. Întrebare. 786, corect. Întrebare. Este reductibilă sau ireductibilă? Că eu nu vreau să... Nu suport reductibilă. Nu le suport. Prin 3, nu. Prin 3, nu? Prin 2, nu. Nu. Prin 2, nu prin 3, nu? Da. Da. Prin 4, nu. Ei, dacă nu ai pe 2, prin 7. Dacă acum căutăm pentru ăsta mai mic, dacă se divide la 7, la 11 nu, la 13 o dată, în 7 nu merge, și 13 ori 13 fac 169 și l-a depășit pe 137. Și dacă n-am mers până acolo, până la 13, toate nu mai tot. Deci e ireductibilă. Păi normal că este ireductibilă. De ce dacă normal? Dacă acelea n-au fost reductibile. Nu, no, n-am nicio treabă. Da. Că din mișcarea care o facem din adunare, poți să dea reductibilă. Pentru că asta fiecare este reductibilă, Daria. Daria, asta este reductibilă prin 6. Asta e reductibilă prin nu știu cât. Da. Deci ele chiar sunt reductibile. Da. Chiar sunt reductibile. Dar după calcul, fracția care rezultă, că s-a modificat numărătorul, nu? Că m-a adunat pe ăștia, am scăzut pe ăla. Și ce rezultă este un alt număr, care în comparație cu ăsta, trebuie să constatăm dacă are vreun divizor. Nu are. Hai să mai vedem încă o dată. În ce a constat frumusețea ligheșitorului acesta, mie mi-a plăcut foarte tare. Pentru că am dat 3 supra 393, care e o fracție reductibilă, și am găsit 1 pe 3 și 131 din ea. 4 pe 12 este reductibilă și am găsit 1 pe 3, s-a împărțit pe 4, și 1 pe 6 rămâne așa, nicio problemă. Și acum, momentul greu al ghișiților a fost ăsta. Cum facem să-l găsim pe acela care se împarte? Pe ăsta l-am căutat. 786 ca se împarte și la 131, și la 3, și la 6, ca să vedem cu cât amplificăm. Să vedem cu cât amplificăm. Și am văzut. Cum anume? Păi 131 nu l-are incorporat aici, dar a fost foarte tare. Nu l-are incorporat nici la pe 3, nici pe 6. Și atunci a văzut, dacă le-au pe 6, el îl are și pe 3, și l-am mulțit pe 131 cu 6 și am găsit 786. Ăsta e numărul care are proprietatea că se împarte și la 131 și 781 cu 6, se împarte și la 3 și face 262 și se împarte și la 6 și fac 131.
Și aici s-a mers. Cât face? 5 supra 85 plus 7 supra 26 minus 3 supra 8. Egal cu. Profesor. Da. Da. Mie nu-mi plac fracțiile reductibile. Și nu-ți plac fracțiile, fracțiile reductibile. Nu-ți plac. Și ea sesizează că asta trebuie repede lovită și o simplificăm printr-un 5 când merge și sus și jos. Și le dau acum 7 pe 26 pe... n-ai ce-i face. Nu. Iar 3 pe 8 nici ea nu ai ce-i face. Rămân așa. Da, și va fi egal cu 1 pe 17. 1 supra 17 plus 7 pe 26. 7 pe 26 minus 3 pe 8. Minus 3 pe 8. Acum începe bătălia să găsim pe cel mai mic număr care să fie deștept și să se împartă și la 17 și la 26 și la 8. Ăsta e momentul tare al ieșirii. Cine ești tu acela? Cine ești tu acel număr care se împarte? Sfărați, cum să nu? Chiar sunt și... 17 e număr prim. Sigur că da. Și atunci el nu... Rămâne așa. N-ai ce-i face. Nu l-ai poate să compune. Perfect. Și pe 26. Dar nu pe 26. Dar nu ești 26. Păi e 2 ori cât? 2 ori 13. Da, 8. Ori 13. Deci, hai să zicem. 17, rămâi 17. N-am ce să fac. Nu mai pot. Nu se poate... Se găsesc niște numere încât înmulțite să fac 17. Cât oricât să fac 17. Număr prim. 26. A, da, pentru tine înseamnă 2 ori 13. 208. 208 e deștept, așa? Da. Se împarte și la 17 și la 26 și la 8. Ți-ai spus 208? Da. Nu știu cum l-am găsit. Nu prea aș vrea să fiu de acord cu ea. Vedem. Dar încercăm. Nici nu o descurajăm pe Dania. 8-ul este 2 la 3-a. Da, trebuie să-l înmulțesc și pe 17. Cel mai mic, cel mai mic multiplu comun este dintre cei comuni. Ia uite, Dania, și tu. Dintre cei comuni, 2 și 2 la 3-a. Pe care îl luăm? Dintre 2 și 2 la 3-a, îl luăm pe cel cu puterea cea mai mare. 2 la 3-a. Știți de ce? Că trebuie să se împartă și la 8. Ăsta e motivul de luăm cel mai mare. Deci 2 la 3. Și pe urmă îi luăm pe toți cei necomuni. Pe toți. Deci vine ori 17 și ori 13. Ăsta e numărul acela pe care l-am deștept, pe care îl căutam în nebunț. 8 ori 17 ori 13. Ia vă rog să mulțiți. 8. Cât face 8? Ori 17, ori 13. E cam cu cine? 8 ori 17, ori 13. Deci, prima. Și atunci. 1768. Atunci 1768 împărțit la 17. Așa. Care, pentru că, cum eu am uitat, dă 208. Pentru că eu am uitat să adun acolo ori 17, deci 208. Să-l mulțesc. Da. Deci aici am zis că da. 208. Aici cu? Stați 2 secunde. 208. La 7 pe 26. Împărțim pe numărul acela mare, 1768, la 26. Dar de ce să facem muncă? Nu înțeleg.
Facem 7 ori 8. 17 ori 8. Nu chiar ori 8. 17 ori 4. Dar de ce ori 4? Când 26 s-a aflut și un 2 mușcat. Așa, am luat din acela. În 8. Ca și mai pățit pe 8 la... Deci, dă... 17 ori 4. La 7 ori 4, 28. Și 7 ori 7 și cu 2. 68. Cât? 68. 68, da? 17 ori 4. 67. Dar tu de ce nu te uiți la mine și nu calculezi? Nu, ia calculat. Am împărțit la 26. Și la 26 ți-a dat 68. Da. Și apoi din 8. Adică și luăm 8 de la 2 la 3. Adică și 8, fiind luat, la 17 ori 13. Deci 17 ori 13, ia să vezi. Vă spun eu că eu am făcut mai întâi 17 ori 13. 228. 17 ori 13 și faci mai mult. Eu. 17 ori 13. Păi, 221. Poate da. 221 ai zis? Perfect, cred că așa. Ia vezi tu și tu la care. 221. Și acum, 208 ori 1 face 208 supra 1768. 208. Plus 68 ori 7, adică 7 ori 8, 56. 7 ori 6, 47. 472 plus 5, 47. 476. 476. 6 supra 1761 și minus 3 ori 221, minus 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6 și 3 ori 2, 6 supra 1768. Și este egal cu o singură fracție. Da. Dumneavoastră n-aveți voie să calculați. Am văzut. Deci 208 plus 476 și minus 660. Da, vă dați. 48 pe 1768. Câte la? 48 pe 1760. 48 pe 1768. 48. Dacă nu le dădea la fel calculat. Întrebarea este dacă asta fracție este reductibilă sau ireductibilă. Reductibilă? Da. Măcar prin 2. Stați două secunde, vă refer. Da. 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 Chiar prin 4. Da, să mă gândesc. Da? Pe 48 se împarte, prin 4 da, și 68 prin 4. 4, da? Prin 4 zice mă dată. Da. Și 4 în 4 odată, 4 de 2 ori 12 și 4 în 17 de 4 ori, 4 în 4, 16. Da. 4 în 16 de 4 ori da, și 4 în 8 de 2 ori. Acum mai se poate ea simplifica prin ceva? Da. Prin cât? Prin 2. Prin 2. Pare. Și va fi egal cu 6 pe 221. 221. Mai întrebarea poate. E, poate mai... să fie simplificată. Mai departe? Păi, stați puțin. 5, 9, prin 3, nu. Prin 2, nu. Păi dacă prin 3 și prin 2, nu, stop. Că 3 și 2, 6 da. Înseamnă. Și dacă n-ai divizorii de sus, da, înseamnă se poate ireductibilă. Da, și cu asta încheiem, ne oprim la sinteza orei. Nu uitați de like și share! Da, sinteza orei. Vreau să spun că acum, lecția ta care o ai, de făcut ca temă, va fi o banalitate la fracții. Da, știu că am văzut că sunt ușoare. Sunt foarte ușoare după ce am pus la punct chestiunile astea. Deci, nu pur și simplu te înjoci acolo cu tema. Da? O să vezi că am dreptate. Deci la fracții am avut prima chestiune. Tipuri de fracții. Tipuri de fracții la mine. Tipuri de fracții. Apoi, doi, am vorbit de fracții echivalente. Fracții echivalente. Amplificarea și simplificarea unei fracții. Da, dacă rog.
am prins simplificarea. Miercuri, simplificarea. Unei fracții. Trei, patru. Fracții ireductibile. Ireductibile. Cinci. Deci fracții ireductibile, cinci. Fracții reductibile, ireductibile. Ce fel de fracții am mai făcut? Am făcut. Adunarea, scăderea a două fracții. Da. Adunarea, scăderea, scăderea a două fracții. 5, 6, deci adunarea, scăderea a două fracții, adunarea, scăderea a două fracții, cel mai mare multiplu comun. Am avut nevoie de asta. Și descompunerea fracțiilor, ați spus? Descompunerea numerelor. Da. Am produs de fracțiilor, da? 6, 7. Criterii de divizibilitate. A, da. Da? Criterii de divizibilitate. Divizibilitate. Păi și cam atât. Cam atât. Astea au fost lucruri importante pe care le-am abordat. În rest, așa, mai... Deci, Daria, să le spunem prietenilor noștri. Să nu uite de like și share. Și să le mai spunem că, deși ești în clasa a patra, iată, am abordat aceste lucruri frumoase. Mm-hmm. La revedere!